situațiile, dovezile. În toate domeniile, de la administrarea și organizarea primăriei, gestionarea și eficiența gestionării resurselor financiare, proiectele investiționale eșuate și multe alte lucruri. Iată, poate colegii o să mai adaug. Mai mult ca atât, eu cred că ce ține de partea de argumentare, noi sperăm că și judecătorii merg pe aceleași străzi pe care mergem noi cu dumneavoastră. Judecătorii trăiesc în același oraș și nu în lumi paralele în care trăim noi cu dumneavoastră. Și, de fapt, multă argumentare nu a fost nevoie să scoatem din deget argumentele. S-au fost, o mare parte din ele au fost și notificările cancelariei de stat privind ilegalitățile comisiei de primarul Dorin Chirtoacă și primăria pe care o conduce, dar și raportul de curse de conturi de ieri, care a scos în evidență și anumite cifre, cum se gestionează patrimoniul municipiului Chișinău, cât de eficiente sunt întreprinderile municipale gestionate de către primarul Dorin Chirtoacă și gașca lui de la primărie. Deci, în speranța că și judecătorii trăiesc în același oraș și nu în lumi paralele, noi credem că o să avem succes.